Oameni buni, sper că sunteți pregătiți pentru update-ul 1.15 pentru că el a apărut și pe data de 10 decembrie a apărut pe Java Edition, iar pe data de 11 decembrie apare și pe Bedrock Edition. Nu sunt foarte, foarte sigur când, dar probabil că în jurul serii. Habar n-am, sincer să vă zic, dar ideea este că astăzi vreau să discutăm puțin despre acest update minunat. Nu o să vă spun tot ce a apărut în acest update, pentru că sunt foarte multe bug fixuri și o să discutăm despre asta puțin mai încolo. În primul rând, este de respectat că cei de la Mojang au respectat data lansării acestui update. Nu mă așteptam să o respecte, pentru că de multe ori s-a întâmplat chestia asta și nu au respectat-o, dar de data asta au respectat tot ceea ce e de foarte respectat, înțelegeți ce vreau să zic? Foarte mult respect. Bun, acum poate vă întrebați voi, bă Culpir, dar ce mă interesează pe mine așa tare update-ul acesta? Până la urmă sunt câteva albine, câteva blocuri noi, adică chiar nu este foarte interesant, adică să fim serioși. Mai, dacă mai lovești o albină, te și atacă, dacă lovesc un porc, el nu mă atacă, ce e asta, ce fel de animale sunt astea? Mamă, nu-mi plac, băi, oameni buni. Aceste albine, credeți-mă pe mine, că îs puse doar ca să fie. Mai mult, ei au încercat, cei de la Mojang, au încercat să facă jocul să meargă mai bine. Și ca să nu ofere un update simplu, cum ar fi 1.15, reparăm jocul. O zis că, bă, până la urmă, hai să mai adăugăm și altceva pe lângă că reparăm jocul. Asta a fost prima lor idee, să repare jocul, să-l facă să meargă mult mai bine. Pentru că avea foarte, foarte multe bug-uri și multe chestii care nu era ok pentru joc. Deja devenise jocul mult prea mare și nu puteau să reziste cu atâtea bug-uri și toate nebune, pentru că le era și lor greu să facă jocul să meargă mai bine pe viitor, pentru că vor să adauge acum Nether Update. Imaginați-vă câtă treabă e acolo, cât să fie foarte greu. Bun, și o zis că hai să adăugăm și albinele acestea, să nu le oferim oamenilor doar bug fixuri și toate nebuniile astea. Cu toate că unii ar fi foarte de acord și cu bug fixuri, un update doar cu bug fixuri, dar ei au fost drăguți și au adăugat și aceste albine și stupuri de albine și sticluțe cu miere de albine și honeycomb și nebunia asta de stup de albină pe care poți să o creezi tu. Da, foarte, foarte interesant, foarte plăcut. Acum eu pot să vă explic câteva chestii despre astea, ca să fie acolo, pentru cei care nu știu. Și dacă vreți să aflați mai multe, mult mai multe chestii despre toate blocurile astea și despre albine, am în descriere niște videoclipuri. Când au apărut snapshot-urile, am explicat tot despre această minunăție pe nume albină. Deci, noi, dacă o să ne plimbăm prin lume, o să găsim în biomurile de genul acesta, cel puțin pe la copacii de oak, o să găsim un stup de albine. Acesta este un stup de albine spawnat natural, da? E, acolo v-am arătat eu că se poate crafta un stup de albine dacă vrem să facem chestia asta, pentru că, hopa, o ieși tu albinuță, așa? Pentru că la un moment dat poate vrei să ai mai multe stupuri de albine cu mai puține albine și poți să-ți faci o mică fermă și toate alea, și asta poți să o iei doar cu silk touch dacă ai un pickaxe sau orice cu silk touch poți să o iei. Dar mă rog, ideea este că aceste albinuțe se duc din floare în floare, culeg polenul și îl duc aici foarte frumos și o să formeze miere. Ei, și tu poți să iei mierea în două modalități. Ori cu Shears-ul și o să primești honeycomb-ul, adică chestiuța asta de aici, ori cu glass battle-ul și o să primești această chestiuță, honey battle, da? Ei, și cu aceste două chestii, cu honeycomb poți să creezi acest honeycomb block, cred că se cheamă, și honey block poți să creezi cu sticluța de honey, logic, da? Deci nu este foarte greu. Uite, pot să vă exemplific direct cu asta. Dacă dăm click dreapta, pac, și s-o enervați și pe mine. Asta este o chestiuță foarte importantă, pentru că aceste albine, când sunt nervoase, au ochii roșii așa și vor să te atace. Și mai ales dacă sunt mai multe, vin după tine și îți dau poison, bineînțeles. Și dacă
te-au atacat una, o să-i cadă acest mic ac din spate și o să moară eventual. Ceea ce nu prea vrei. Ți-e dă poison, îți trece, albina moare și după poate ai nevoie de ea. Așa că, ca să nu se întâmple chestiuța asta, o să vă trebuiască foarte, foarte tare, cred, un campfire. Da? Pentru că campfire-ul, fumul de la campfire, o să calmeze aceste albinuțe. Și în momentul în care tu o să culegi mierea ori cu șirsul, ori cu foarfecele, ori cu sticluța, ei bine, ele nu o să mai fie nervoase pe tine. Și la fel funcționează și cu mutarea stupului de albine. Adică dacă sunt acum, sunt două albine aici, da? Dacă eu iau cu Silk Touch această chestiuță, game mode survival, dacă eu iau cu Silk Touch chestia asta, practic, dacă ne uităm aici, cred că trebuie să apăsăm ceva mai întâi. Nu. Da, dacă apăsăm F3H ca să se activeze chestiile alea, zice acolo NBT 2 tags, adică avem două albine înăuntru și practic dacă vreau să mut stupul de albine în altă parte, să nu mai zic că dacă nu era cu Silk Touch se spărgea ăsta și pur și simplu ieșeau albinele și mă atacau, ceea ce nu era prea frumos, și am mutat stupul de albine pentru că aveam Silk Touch și acum l-am mutat pe un alt câmp unde să se plimbe pe aici, da? Deci cam asta e șmecheria. Sunt mult mai multe chestii, poate pe care nu le menționez, dar am zis să ofer așa câteva informații despre albine. Să nu mai zic că ele când au destul de mult polen pe ele, o să curgă niște miere din fundulețul lor și dacă mierea aia cade pe niște grâu sau pe niște cropuri care de-abia au fost plantate, o să le facă să crească mai repede, ca un fel de bone meal, da? Deci sunt multe chestii pe care poate nu le menționez în momentul de față, dar de asta vă las și alte videoclipuri, că nu le-am făcut degeaba. Acum poate vreți să știți și câte ceva despre Honey Battle. Honey Battle îți oferă sugar, dacă dorești, bineînțeles, și ca să craftezi honey blocurile, care sunt preferatele mele, o să trebuiască să pui 4 din astea și ghiciți ce, rămâneți și cu sticluța înapoi, deci economie, frate. Și dacă vrei să faci un honeycomb block, poți să faci tot așa și o să primești un honeycomb block, care nu faci nimica cu el, doar este un honeycomb block, care este un bloc care scoate un sunet destul de interesant și nimica foarte... Puteți să-l folosiți la construit, I guess, I don't know, este un bloc, da? Nu este nimica foarte wow. În schimb, acest bloc pe nume Honey Block este amazing, guys. Este amazing pentru că are o proprietate foarte mișto. Am greșit proprietatea. Dacă tu te lași pe el, o să slide. Vedeți? Uite, și avem și un advancement pentru chestiuța asta. O să vă mișcați încet, oameni buni. Deci puteți să cădeți de la ce înălțime vreți dacă aveți din astea. Este lejer. Dar numai că în F5 e mai greu. Uite, vedeți? Slow, slow. La fel funcționează și cu alți mobi. La fel funcționează și cu blocurile pe care le arunci. Vedeți ce încet se mișcă? Ok, cam asta e ideea. Și mai este o fază, acum dacă o să aveți honey pe jos, practic voi nu o să puteți fugi, nu o să meargă shift-ul, da? Exact ca la Soul Sand, dar mai este încă o chestie interesantă, nu o să puteți să săriți. Deci pur și simplu nu puteți săriți, rămâneți blocați în această miere. Ceea ce, na, puteți să o mâncați ca să scăpați de ea, nu, nu se poate mânca. Și dacă tot mi-am amintit de mâncat, pot să... mănânci miere, practic, cu honey ăsta, cu sticluța. Poți să o mănânci. Dispărut. Deci, nu honeycomb-ul. Honeycomb-ul nu poți să-l mănânci. Eu dau click dreapta și nu se poate mânca, ca să știți și voi. Dar honey battle-ul poți să bei. E și un sunet nou la acest honey battle și îți încarcă vreo 3 din alea, din câte mi-amintesc, nu mai țin minte, o durată ceva. Adică le-au scos de foarte mult timp aceste chestiuțe și am uitat exact, dar ne informăm uitându-ne la videoclipurile lui Colpir, alea mai vechi. Sau căutând pe Wikipedia, bineînțeles. Am o veste bună pentru cei care sunt fan TNT. Acum TNT-ul este mult mai optimizat, adică
când o să distrugă, când o să pui foarte mult TNT și o să distrugă multe chestii, pur și simplu nu o să mai fie lagul ăla infernal și o să se... Uitați-vă! Ei bine, a fost puțin lag, dar eu nu am cel mai bun laptop, pentru că am laptop, nu am calculator, dar dacă aveam un calculator mult mai bun, se mișca mult mai ok. Eu puțin am văzut eu niște experimente pe internet, așa că, oricum, credeți-mă că TNT-ul este mult mai bine optimizat acum. Asta e din cauza că generarea lumii este mult mai rapidă și mult mai bună și de asta vă recomand dacă sunteți pe 1.14 și vreți, dacă vă merge joculețul puțin mai prost, puteți să intrați pe 1.15 să dați un update, să faceți ceva, că o să meargă jocul de 1000 de ori mai bine și o să fie multe chestii interesante, noi. Credeți-mă că sunt multe chestii noi. Să nu mai zic că o chestie pe care vă recomand, din câte am înțeles eu, asta a fost acum ceva timp, ideea este că dacă voi stați cu frame-urile la maxim, o să se încarce mult mai greu chunk-urile. Dar dacă lăsați frame-urile undeva ceva mai decent, o să se încarce mult mai bine și chunk-urile. Deci aveți grijă cum faceți chestia asta, pentru că, uite, dacă vreți să puneți 15 chunk-uri și lăsați 70 de FPS-uri, oricum o să se concentreze mai tare pe render distance decât pe FPS-uri. S-ar putea să aveți mai puține FPS-uri. Deci aveți foarte mare grijă. Încercați, chiar dacă aveți un calculator foarte bun, nu exagerați cu chestiile astea, că s-ar putea chiar și atunci să vă afecteze. Una din chestiile mele preferate din acest update este că acum acești golem poate să ne protejeze, asta știați dinainte, dar acum putem să-i protejăm și noi, să-i reparăm. Uitați, dacă ei sunt loviți o să fie foarte crăpați și noi dacă venim cu un iron ingot îl reparăm pe butelie. Incredibil, super, super tare chestia asta. O să avem niște golemi foarte bine protejați. Băi, super tare chestia asta. O altă chestie super șmecheră este dacă dați SK și vă duceți aici la options, la chestiuța asta de aici și la sneak sprint. Fiți atenți. Dacă vreți să nu folosiți shift-ul, să nu apăsați cu degetul mic shift-ul în continuu, apăsați chestia asta. Așa. Și acum, practic, când am apăsat shift, am rămas pe shift. Uite, acum pot să aplaud. Da? Și eu am Minecraft-ul blocat așa, deci shift-ul este blocat în continuu. Și dacă vreau să scap de shift, apăs încă o dată pe shift și merge super ca lumea. Și la fel și cu... și dacă așa, acum se vede că sunt în shift și în inventar, ceea ce e mișto. Bun, și dacă intrăm din nou aici și scoatem shift-ul și punem la sprint. Fiți atenți, oameni buni, dacă am activat sprint-ul, apoi eu când m-am oprit... Apăs doar W fără să mai apăs sprint. Bă, cam ești ce? Nu așa trebuia să fie. Aha, gata, merge. Aha, ok. Da, deci dacă am activat ăla, pur și simplu când merg, nu mai trebuie să apăs eu de două ori W sau să activez control ca să meargă shift-ul. Pur și simplu merge shift-ul, merg și alerg în continuu. Ați înțeles ce vreau să zic? Ok, sper că am explicat bine, sper. I don't know. Ideea e că sunt chestiile astea foarte utile și vi le recomand, mai ales dacă alergați ca nebunii pe mapa voastră sau construiți ceva la înălțime și trebuie să apăsați shift-ul și vă doare degetul și nu vreți să țineți shift-ul apăsat tot timpul. Deci este destul de importantă și chestia asta. În total au fost 705 bug fix-uri pe acest update, ceea ce e enorm, enorm. Deci jocul este mult mai bun și mai optimizat în momentul de față. Și ce pot să zic acum, acest videoclip a fost făcut mai mult pentru o mică informare, pentru că nu știu dacă toți știau chestia asta, nu știu dacă toți știau că practic acest update a fost mai mult ca să repare joculețul, așa că voiam să vă informez prin acest videoclip, nu voiam să vă arăt tot ce s-a adăugat, pentru că este și foarte greu și sincer nici eu nu știu toate bug fixurile care au fost adăugate, care au fost reparate și toate alea. Știu chestii despre albine și toate nebuniile astea,
câteva bug fixuri, dar nu le știu pe toate, n-am cum să le știu. Sunt pe internet oameni care au făcut chestia asta, dacă vreți uitați-vă, dar eu am vrut doar să vă informez că jocul este mult mai bun în momentul de față și acum aștept cu mare, mare drag 1.16, unde o să fie, mamă, nebunie mare, deci o să fac acolo la fiecare snapshot, o să prezint, promit eu, acolo o să fie mult mai interesant decât de data aceasta. De data aceasta au fost foarte multe snapshot-uri cu bug fix-uri și n-am avut chef să fac videoclipuri de 3 minute unde explic 2-3 bug fix-uri. Deci, asta e șmecheria și sper că v-a plăcut când v-am explicat chestiuțele astea cu snapshot-uri și toate alea. O să fac în continuare dacă doriți, bineînțeles. Și da, să-mi ziceți dacă ați dat update pe 1.15 în comentarii. Ne vedem mâine cu un nou episod. La revedere, oameni buni, să aveți o zi faină!